și bine ați venit pe canalul meu. După cum vedeți și din titlu, astăzi am filmat un nou videoclip și anume un mic haul. Nu sunt prea multe lucrușoare, dar sper să vă placă și sper să vă atrag atenția asupra acestui videoclip. Sunt unele produse care sunt consumabile și sunt unele produse care nu le-am încercat niciodată și am auzit foarte multe lucruri bune despre ele și de aceea le-am achiziționat. Voi începe cu niște șervețele umede de bebeluș cumpărate de la Lidl și sunt acelea Two Jours cu aloe vera și sunt din acelea normale, nu sunt acelea senzitiv, deoarece nu-mi plac alea senzitiv cu miroase și atunci le-am luat pe acestea normale. Nu știu cât de bune sunt, dar sper să-mi placă, sper să fie cât de cât imbibat în acea soluție pentru a nu-mi irita pielea de la ele, fiindcă atunci când nu sunt așa de imbibate în soluție, prea îmi zgârie parcă pielea. Deci sper să am noroc cu ele. Un pachet de hârtie igienică umedă de la Hackler. Sunt 42 de bucăți în acest pachet și este cu aloe vera și mușețel. Mi-am mai cumpărat un șampon de la Schwarzkopf din gama Shauma cu 7 plante sau 7 ierburi pentru păr normal până la păr gras și miroase. Deci miroase foarte bine, miroase foarte fresh. Îmi place cum spală, deoarece am mai avut din această pe când nu am fost vopsită și nu aveam nevoie de prea multă hidratare. Și din câte am observat pe spatele ambalajului, scrie că au schimbat formula și nu are silicon. Deci cu siguranță e unul foarte bun. A trecut vara, a trecut și bronzul, așa că m-am gândit ca să-mi iau un autobronzant. Și eu l-am luat pe acesta de la DM, din marca lor proprie de la Sandens. Îmi place foarte mult produsele din gama aceasta Sandens, deoarece sunt foarte bune. Încă nu am reușit să folosesc din ele ca să pot să-mi fac o părere așa dacă funcționează sau nu, dar am avut un spray, un autobronzant de la Sandens și mi-a plăcut foarte mult cum a bronzat, să zic așa, pielea. Este un autobronzant hidratant și are și vitamina E, deci nu cred că face rău pielii. Am să-l miros puțin. Și vreau să vă spun că nu miroase așa de tare ca și alte autobronzante, mirosul ăla foarte înțepător. Deci sper să fie bun. S-a vorbit foarte mult despre acest produs pe YouTube și nu numai despre acesta, ci și despre produsul, să zic așa, original. Și de fiecare dată când mergeam în magazin și treceam pe lângă el, tot timpul mă gândeam dacă chiar face ceea ce spun fetele de pe YouTube sau e doar așa, nu știu, o mică reclamă. Și am zis, gata, Helga, ai pus mâna, l-ai luat și te-ai dus, că altfel nu cred că o să mai ai șansa să-l mai iei. Și da, este vorba despre apa micelară de la L'Oréal Paris. Prea multe nu știu să vă spun despre el. Eu l-am luat pe acesta din Kaufland de aici, din Germania, deoarece mi s-a părut că are un preț cu mult mai mic decât cel din DM. Și am spus, hai să-i dau o șansă să văd care-i șmecheria cu această soluție.
De multe ori mă gândeam că poate nu o să fie bună tenului meu, deoarece este pentru piele uscată și sensibilă, iar eu cum am tenul mixt, era cumva să îl iau și după aceea să înceapă să mi se ungă și mai tare pielea. Am să vă țin la curent cu rezultatele acestei ape micelare. Am mai cumpărat o mască de față de la Lavera. Este o mască de față purificatoare cu mentă bio și sare din Marea Moartă, ce curăță în profunzime pielea. Nu am mai folosit o astfel de mască de la Lavera și bănuiesc că produsele de la această firmă sunt destul de bune, deoarece sunt naturale și nu cred că face rău tenului produse din acestea. Am mai cumpărat o mască de față de la Merz Special, fără parabeni și are în compoziție argilă și zinc, ce minimizează porii și previne apariția punctelor negre. Mai am câteva produse și sunt gata. Mi-am mai cumpărat un dispozitiv din acesta de tăiat cuticulele. Am uitat că vreau să fac un video și l-am scos din ambalaj. Sunt acestea ce are într-un capăt acest cuțitaș și în partea asta la altă bețișorul de împins cuticula. E cumpărat de la DM, din gama Ebelin. Încă nu am avut din această gamă ustensile din acestea, așa că sunt foarte curioasă să văd dacă sunt bune. Am mai achiziționat o pensulă de blush de la Catrice și anume aceasta. Și pe aceasta am scos-o din ambalaj pentru că nu am mai avut răbdare să o țin acolo. Și vreau să vă spun că este o pensulă foarte bună, foarte moale. Doar că pe mine un pic mă deranjează că e acest mâner e prea scurt și atunci, nu știu, parcă nu ai aceeași îndemână. Parcă tot îți vine să pui mâna aici, chiar la capătul mânerului. Dar cred că o să mă obișnuiesc cu ea. Deci îmi place foarte mult și e așa de mai. Îți vine să faci dragă cu ea. Am mai achiziționat un burețel din acesta de la DM, tot din gama Ebelin. Este un burețel din acela ce se umezește și pe urmă poți să aplici fondul de ten pe față fără nicio urmă. Este o copie foarte bună după acel Beauty Blender, deși că acest material din care este făcut e puțin mai, nu știu, mai des, mai cauciucat, puțin mai cauciucat față de cel la acel Beauty Blender care parcă are mai mult material din acela de burete și nu, nu știu, cauciuc sau nu știu din ce este făcut. Dar pot să vă spun că multă lume îl laudă și pe YouTube și chiar unele spun că nici nu se merită să dai atâta bani pe Beauty Blender când acesta face aceeași lucru și are un preț foarte mic față de acel Beauty Blender. Mie îmi place foarte mult, acesta este al doilea de când l-am descoperit. Celălalt deja începe să se crepe puțin. Deci trebuie să ai foarte mare grijă când îl pureți, pentru că e un material destul de fragil și dacă îl strângi foarte, foarte tare, s-ar putea să crepe așa și na, nu arată estetic. Și bineînțeles, trebuie schimbat și el, deoarece degeaba îl speli, pentru că microbii tot acolo sunt. Am mai achiziționat un par de ploape de la Catrice, și anume acesta. Este din ediția limitată Liquid Metal și este nuanța 050 Wearing the Inner Purple, așa. Este un mauve foarte plăcut și are niște irizații metalice. Din toate eyeshadow-urile care au scos din această ediție limitată, acesta mi-a făcut cu ochiul și am spus că neapărat trebuie să-l cumpăr. Tot de la Catrice,
din ediția limitată din perioada aceasta, Rocking Royals. E nuanța C01 Finally Crowned și este un auriu foarte frumos, ce are particule de sclipici în el. Așa cum l-am solcuit, arăta extraordinar de bine în magazin. Ultimul produs este tot un eyeshadow, de data aceasta este de la P2 Metal Eyes. Este acum apărut în gama aceasta de la P2 și este nuanța 100 Plum Peacock. Este un rozaliu foarte plăcut și are nu știu, un SIDEF în el extrem de fin, parcă e mătase. Swatch-uit așa pe mână, arată extraordinar de natural, așa, nu știu. Îmi place acel glow frumos. Cred că se poate realiza un machiaj extraordinar. Acestea au fost produsele achiziționate în ultima perioadă. Dacă aveți vreo întrebare în legătură cu un produs pe care vi l-am arătat acum, nu uitați să-mi lăsați în comentarii și eu am să vă răspund cu mare drag. Iar dacă vreți să fiți la curent cu tot ce va apărea pe canalul meu de YouTube, vă las și linkul paginii mele de Facebook, unde veți vedea tot timpul poze cu indicii. Până data viitoare, vă doresc să aveți o zi foarte frumoasă și ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!